fie Domnul! Pentru că am intrat în luna evangelizării și, de fapt, luna aceasta să se transforme într-o viață de evangelizare. Pentru că dacă ți iei o mașină, toată ziua îi blițezi pe toți care îi cunoști ca să te vadă ce mașină ți-ai luat, nu? Arăți și la alții ce ai primit tu, ce ai reușit să-ți cumperi, dacă ți-ai luat ceva sau dacă ai făcut ceva la lucrul tău, imediat vrei să fii observat. Arăți și la alții ce ai tu. Și vă spun, dacă ai primit mântuirea în dar, cu adevărat, nu poți să stai să nu le spui și la alții. Și ar vrea în seara aceasta să fie și să se împlinească pentru biserica noastră cel puțin ultimul verset, dar sunt convins că se va împlini tot textul care a fost citit, pentru că toată Scriptura, i-a zis Pavel lui Timotei, este de folos omului. Este de folos și în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu să fie de folos pentru sufletele noastre. Versetul 10 spune așa: pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască. Eu predic Evanghelia pentru că într-o zi ca ziua aceasta Domnul m-a căutat și m-a găsit. Dumneatale ești în locul acesta, dacă ești mântuit, te afli aici pentru că Dumnezeu te-a căutat și te-a mântuit. Dar mai e și a treia categorie care în seara aceasta, oameni pe care îi caută Dumnezeu să-i mântuiască. Și aș vrea în mod special sufletul tău să fie găsit de Dumnezeu. Noi avem o cântare care spune frumos ultima strofă: tu ești comoara care a fost de mine mult căutată. E frumoasă cântarea, dar vă spun, dacă nu ne-ar fi căutat El, noi nu L-am fi căutat. El ne-a căutat pe noi, așa au zis, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască. Aș vrea să ne apropiem în seara aceasta de Zacheu și aș vrea finalul nostru să fie și finalul lui Zacheu. Să plecăm din locul acesta plin de bucurie, să plecăm cu Hristos în inimă și cu Hristos în familiile noastre, slăvit să fie numele Domnului. Textul acesta, capitolul 19 din Luca, din Evanghelia după Luca, vine în drumul Domnului Iisus spre Ierusalim. Urma să fie răstignit, era ultimul drum pe care îl făcea Domnul Iisus. Și în acest ultim drum întâlnește doi bogați. Îl întâlnește pe Zacheu și cu o pagină mai în spate întâlnește pe tânărul bogat. Doi bogați în contrast unul față de celălalt. Îl întâlnește pe Zacheu fără șansă. Domnul ăsta cu toate hoțiile la activ, cu toate mizeriile lui, zice că era șeful vămii. Vamii și în vremea aceea erau categorisiți ca niște frați gemeni cu tâlhari. Domnule, când zice vrei să denigrezi pe cineva, îi spuneai că-i vameș, nu? Acum ai cinste să ai pe cineva în familie la vamă, nu? Că nu stai atâtea ore la rând ca să ieși din țară, te bucur, nu? Dar în vremea aceea, dacă îți spunea cineva vameș, te denigra total. Pentru că ăștia se ocupau cu hoții, se ocupau cu șmecherii din astea legale. Păi dacă ei erau hoți, gândiți-vă cam cum era Zacheu, dacă zice că era șeful lor, nu? Ăsta era șeful hoților. Și în drumul Domnului se întâlnește cu Zacheu. Ăsta omenește fără șansă de reabilitare. Dar în drumul Domnului, înainte se mai întâlnește cu al bogat, cu tânărul bogat. Ăsta îi lipsea un singur lucru. Ăsta era mai bun ca mulți din locul acesta. Un singur lucru. Și se uită Domnul la el și zice, mă, ție îți lipsește un singur lucru. Dacă îi puneai pe ăștia doi unul lângă altul, cred că zicea tânărul bogat, tu n-ai șanse, eu cu postul, eu am învățat tătă vara, mă. Eu n-am mers la munte, eu n-am mers la relaxare, eu am șanse 100%, eu pe lângă tine. Eu fluier, mă, eu, clar că eu intru, pe tine nici la ușă nu te ține. Eu am toate șansele să intru în cer, eu câștig. Dar vedeți cum a făcut Dumnezeu, pentru că nu contează cum ești înaintea Domnului, ci contează cum vrei să pleci dinaintea Domnului. Ăsta fără șansă, împovărat de păcate, de mizerii, de hoțiile care le-au făcut de-a lungul anilor, vine cu mizeria după el și își arată sufletul gol, căuta să-l vadă pe Iisus. Ăsta alalt umbla după moșteniri. O zis, cum să fac să moștenesc viața veșnică? Să nu lucri nimic și numai să mă îmbogățesc. Știți că ești din ăștia care tătă zoai pe lângă bunică sa, să treacă averea pe el.
pe lângă unchiul. Tot nu l-a căutat toată viața, dar când știe că s-a îmbolnăvit, îl caută. Și vin amândoi, se întâlnesc cu Domnul. Și unul, Domnul recuperează și pe ălalalt îl lasă în pace. Îl lasă să plece. Unul pleacă din prezența Domnului, pleacă plin de bucurie, ăla cu șanse puține. Pentru că să știți, dacă ne uităm la viața noastră, toți am avut șanse puține de mântuire. Toți aveam șanse, eram de mână cu Zacheu. Toți am avut lucrurile noastre ascunse de care ne-au fost rușine. Dar inima sinceră adusă înaintea Domnului o făcut să căpătăm trecere înaintea Lui, da? Și Domnul ne-a iertat, Domnul ne-a eliberat. Dar vine ăsta și zice, mie îmi lipsește un singur lucru. Știți care a fost diferența între ăștia doi? Zacheu făcea parte din categoria bogaților înțelepți. Știți că și bogați nebuni. Zice Biblia că în Luca tot aici, cu câteva pagini înainte, parcă e Evanghelia bogaților, zice că la ăsta i-a rodit țarina și ăsta nu a fost înțelept. Ăsta a luat o razna de la bogăție. A luat o razna. Îi vezi, pe unii au luat o razna, nu mai vin la biserică. Nu mai au treabă de nimeni, de familie, ăia-s bogați, nu mai zic numele lor. Dar au luat o razna. Dar Zacheu a fost cel care își punea întrebări. Nu a zis ca bogatul din Luca 12:9, acum să mânc bine. Să mânc, că toată viața am fost în sărăcie. Tot pe datorie am fost, tot acum am prins și o post la vamă și toate lucrurile merg bine. Nu, ăsta nu a avut treabă să își dea mâncare de la hipermarket, să dea mâncare la suflet. Și pe el îl interesa cum să-și despovăreze sufletul de apăsări. Era plin de bani, era plin de avuții, dar n-avea bucurie. Și se întâlnește exact cu cel ce dă bucuria. Se întâlnește exact cu Fiul lui Dumnezeu. În alergarea lui să-L vadă pe Iisus. Iisus întotdeauna nu vine cu mâinile goale. El e gata să aducă mântuire. Și acolo unde intră mântuirea, acolo intră și bucuria. Slăvit să fie numele Domnului. Știți ce interesant și frumos la Zacheu? El nu caută scuze. Să zică, da, Domne, eu, da, știi, nu m-aș băga încă în apa botezului. Că-s din ăștia care se tăscuză. Da, Domne, îmi place cum ați predicat, îmi place cum ați cântat, mie îmi place cum se... Dar eu încă nu, eu mai am, acum îmi intră un tir de țigări în vamă, am de vândut, mie îmi intră niște butoaie de alcool, eu mai am scuze din ăstea, știi? Nu mă lasă cei din familie, mă mai țin legat. În seara asta mesajul l-am intitulat Soluții urgente pentru oameni împovărați. Dumnezeu are soluții urgente pentru oamenii împovărați. Acum, știți, toți avem în viață anumite lucruri care am vrea să se rezolve foarte repede. Să, dacă am putea să scăpăm de creditele de la bancă, așa numai la un click distanță. Cum ai trimis e-mailul să se achite datoria. Dar să știți, cea mai urgentă problemă și soluția de care avem nevoie cel mai repede în vremea aceasta, e soluția spirituală. Fiul omului, eu zic, o veniți să caute care-i cu datorii multe. Care-i cu casa la bancă? Care-i girat la bancă? Nu! O zis Fiul omului, o veniți să caute și să mântuiască. În primul rând, Fiul lui Dumnezeu se ocupă de problema sufletească. De ce Zacheu primește trecere înaintea Domnului? Pentru că el avea o problemă sufletească. El avea problemă apăsătoare în interior. Și vine înaintea Domnului și el nu caută scuze, ci este cel care caută soluții. Și Domnul Iisus e gata să-i ofere soluția. I-o da Domnul soluția. Toți am vrea soluții cât mai rapide, dar numai la problemele care vrem noi. Dar știți ce e frumos? Că noi venim cu cerurile noastre și Domnul se uită, le ia, le rupe și zice, nu astea sunt urgente. Nu astea pe care ai scris tu, care le-ai scris tu pe hârtie sunt urgente. Ci cele urgente sunt cele care zic eu, tu ai nevoie de mântuire, tu ai nevoie de despovărare. Și vă spun, cele mai multe bilete care se găsesc aici în coșul cu bilete sunt probleme spirituale. Sunt probleme de oameni împovărați care trec prin diferite situații în care sufletul e împovărat. Nu mai au somn noaptea, nu mai au liniște în familie. De aceea aș vrea în seara aceasta Domnul să se ocupe de sufletele noastre. Domnul să dea soluție pentru sufletele noastre. Ne uităm și aș vrea să ne apropiem de Zacheu, să vedem ce-a făcut. De-o primi soluția la problema lui, deși era un om fără șansă. Noi pe tânărul bogat l-am fi luat cu noi. L-am fi luat aici aproape, mai ales l-am băgat în corul de tineri, nu?
Că ăsta îi duce, plătește autobuzul, îi duce la evangelizări, îi duce la pizza. Uite Alin ce râde, nu? Ai vrea unul din ăsta. Dar vedeți? Noi după ăștia alergăm. Dar Domnul nu a alergat după tânărul bogat. O alergat după ăla care a avut nevoie și a conștientizat că problema spirituală e mai importantă decât problema trupiască și problema materială. Primul lucru ce a făcut Zacheu, a fost omul care o știu să caute. Spune cuvântul Domnului așa: Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă cine e Iisus. Căuta. A început omul acesta o căutare în viața lui. Toate au fost bune până la un moment dat. S-a bucurat și de bani, s-a bucurat și de poziție, s-a bucurat și de relațiile care le-au avut. Dar a venit un moment când sufletul lui s-a simțit trist, s-a simțit apăsat. În momentul acela, Dumnezeu a declanșat în el căutarea Domnului Iisus. În inima lui s-a stârnit o întrebare. Să știți ceva? Diavolul te lasă în pace atâta vreme cât nu pui întrebări. Te lasă în pace să furi, să minți, să ăsta. Știi când îi supăra diavolul? Când te întrebi, dacă mor la noapte, ce o să fie cu mine? În momentul acela, diavolul e supărat. În momentul acela, diavolul va căuta. Când vede că tu vrei să te ridici din starea ta, diavolul întotdeauna va căuta să pună piedici. Diavolul a avut piedici și pentru Zacheu. În tot vacarmul lui, în toată aglomerația lui spirituală, nu i-a avut treabă diavolul, l-a lăsat liniștit. În momentul când el a început să caute, pentru că cuvântul lui Dumnezeu vine în Isaia 55 cu versetul 6, știți ce spune? Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. El știți ce o simțit și o știut? Nu știu dacă o știut real, dar cred că o simțit. Era ultimul drum care îl făcea Domnul prin Ierihon. Ultima lui șansă. Știți că pentru unii din noi, în seara asta e ultima șansă? Deci eu zic Domnul, striga prin Isaia, căutați câtă vreme se poate găsi. Pentru că vine o vreme când îl vei căuta, dar nu se mai întoarce pe drumul ăla. Dacă Zacheu rata șansa de a-și rezolva problema, Domnul nu mai trecea pe drumul acela. În momentul când el a început să caute, diavolul a venit cu piedici. A venit cu metru. Știți că diavolul are metru. A venit și a pus metru pe Zacheu și a zis, tu ești mic. Tu ești mic, mă, ce vrei tu acum să te pocăiești? Dumnezeu, tu nu vezi cine-i la amvon? Tu nu vezi cum cântă ăștia? Tu n-o să fii ca ăștia niciodată, mă. Pune metru pe tine. Așa a auzit, zice Zacheu, era mic de statură. Și a pus metru și a zis, tu vrei să te pocăiești? Păi ia-ți niște sfinți, mă. Tu ești un derbedeu. Tu ești mic, nu mai încerca. Tu ești mărunt, Dumnezeu n-are nevoie de mărunți. Dumnezeu are numai sfinți. Dumnezeu are nevoie numai de oameni mari. Și-a pus metru pe Zacheu. Și-a zis, mic de statură. Știți că unii se văd în vremea aceasta prea păcătoși ca să se apropie de Dumnezeu? Că a pus diavolul metru pe el. Și-a zis, mic, păi eu am băut mult. Eu am făcut multe. Eu am mers și diavolul tot îți arată că tu ești tot mai mic. Dar vreau să-ți spun în seara asta. Nu te uita la metrul lui Dumnezeu. Nu te uita la metru diavolului, ci uită-te la dragostea lui Dumnezeu. Că dragostea lui Dumnezeu acoperă metru diavolului. Diavolul a venit și a zis, tu ești mic de statură, tu n-ai ce să-l caută, n-ai ce să te apropii de Domnul, n-ai ce. Dar uitați-vă, cu cât erau piedicile mai mari, ăsta căuta soluții mai mult. Zice că a început să caute. Când diavolul a venit cu metru, pe el nu l-a interesat că e mic de statură. A văzut că nu reușește cu metru, a început cu binoclu, că diavolul are și binoclu. Și zice cuvântul Domnului că i-a pus binoclu și a zis, bă, îți mulți. Îți mulți, după ăștia nu-i poți birui. Ăștia nu-s la tine la vamă, nu-s la tine în birou să dai cu pumnul. Ăștia-s mulți. Zice că nu putea să-l vadă pe Domnul din cauza mulțimii. Știi ce spune diavolul? Vine și spune, Dumnezeu n-are nevoie de tine. Îs atâția de care se ocupă, el n-are timp de tine. Îs foarte mulți înaintea ta. Tu n-ai cum să-i dai pe toți la o parte. Tu ai mulți oameni nepocăiți în familie. Tu ai mulți oameni care se vor împotrivi, vor strica relațiile cu tine. Și diavolul, dacă nu reușește cu metru, vine și pune binoclu să-ți arate că-s prea mulți ca să-i poți da la o parte. Dar uitați-vă că în căutarea lui, el nu s-a oprit nici la metru, nu s-a oprit nici la binoclu, ci le-a dat la o parte.
O zis, sunt mulți, dar eu vreau să-L văd pe Iisus. Poate ai și tu mulți în familia ta care te ponegresc, care încep să arunce cu noroi pe tine, pe căutarea ta. Îți spun ceva, fă ce-o făcut Zacheu, nu renunța la căutare, pentru că la final vine binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! O văzut diavolul că nu reușește cu metru, cu binoclu, cu piedica. Știți ce a venit? Cu ceasul. A venit și i-a arătat ceasul. Domnul-i grăbit să meargă la Ierusalim. Domnul nu poate să se oprească în dreptul tău, pentru că o avut acolo o gătadă vindecat, el are de mers, are o misiune puternică. El are de mers la Ierusalim și nu poate să se oprească. E timpul târziu, acum la pensie, acum când te-ai îmbogățit, acum să vrei să-L vezi pe Iisus, acum când timpul-i trecut deja, păi dacă te pocăiai la tinerețe, dacă te pocăiai, dar știi ce-i frumos? Că Domnul i-a arătat la Zacheu că el are timp pentru cel cu sufletul doborât. Pentru cel cu sufletul amărât, Dumnezeu întotdeauna are vreme. Dumnezeu, deși Domnul Iisus a fost în grabă să meargă spre Ierusalim, totdeauna și-a făcut timp de necăjit. Totdeauna și-a făcut timp de cel care-i căzut în deznădejde, în descurajare. Uite-te, stai în adunare. Și mie mi s-a întâmplat de multe ori. Și zici, Domne, urmează predica. Dar totdeauna Domnul a avut ceva pregătit pentru tine. Un cuvânt, la un anumit moment, în timpul mesajului, ai stat pe bancă și ai zis, uite, ăsta e pentru mine. Exact situația. De ce? Pentru că Domnul are timp de tine. Domnul nu trece rapid. Diavolul îți spune că Domnul are timp de altul, dar nu de tine. Îți spun ceva, Domnul are timp de tine în seara aceasta. Domnul privește spre tine. Nu mai lăsa diavolul să vină să-ți pună binoclu, metru, ceasul, să-ți arate ceasul că e târziu. Dă toate piedicile la o parte. Știi ce o mai dat ăsta? La o parte. O dat rușinea. Dacă a văzut că nu mere cu ceasul, cu astea, o a dus rușinea. Și o zis, no, să te văd dacă ești rușinos sau nu. Gândiți-vă acum, frații mei, logic. Șeful vămii în copac. Șeful vămii în copac. No, îl văd colegii. Șeful, ce cauți acolo? S-ai mutat birou? Te duci la pocăiți? Te duci? Logic, nu? Vin subalternii pe care îi trimiți toată ziua, îi pui la muncă și în timpul liber ei te văd pe live. Șeful, te-am văzut la Elim. Tu mergi la pocăiți? Tu ești în dud, mă. Ce cauți tu? Tu, eu credeam că tu ești mai... Ori veneau să-l facă de râs. Că diavolul are metodele lui ca să te împiedice. Ori venit ăștia să zică, nu, vorbeau, vă dați seama, a doua zi la birou ce se vorbea? Șeful, știu unde a fost el? În dud. Noi am crezut că e băut. Dar nu, el căuta să-l vadă pe Iisus. Că lumea totdeauna, ceea ce nu-i după mersul lor, ne va spune că suntem nebuni. Dacă nu mergem cum merg ei, dacă nu ne înghesuim unde se înghesuie ei, oamenii ne vor categorisi ca niște oameni nebuni. Dar știți ce-mi doresc? Să zică lumea de noi că suntem nebuni când ochii noștri îl caută pe Iisus. Atunci ai cea mai mare bucurie. Ochii tăi să-L caute pe Dumnezeu și Dumnezeu, oamenii să zică că ești un nebun. E cea mai mare cinste. Pentru Zacheu era bucurie că la el nu s-a potrivit nici metru, nici rușinea. Pentru că în inima lui o pornit o căutare deosebită. Dumnezeu îi aduce soluția. Domnul Iisus începe să se apropie de el, când el începe să caute. Versetul 4 spune că a început să-L caute pe Domnul Iisus. Să fie seara asta pentru sufletul tău, seara în care să începi să-L cauți pe Dumnezeu. În toată deznădejdea ta, tu nu ești într-un loc oarecare. Nu clădirea face diferența, ci prezența lui Dumnezeu. Când ești în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu începe să schimbe lucrurile. Dumnezeu începe să facă lumină în viața ta, să facă lumină în casa ta. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, ce a făcut Zacheu? 1. A început să caute. 2. A început să alerge. Spune cuvântul Domnului tot aici în versetul 4, a alergat înainte. Nu-i de ajuns să cauți, că foarte mulți caută. Și eu îi mai întreb pe copii, mă, ce cauți, mă? Ce cauți? Cauți eu ceva. Știți că sunt mulți care caută și ei. Da, așa, îi întreb, ai venit la biserică? Da. Și ce te-ai hotărât? Da, am mai venit și duminica trecută. Ăsta nu m-a o căutat. A început să alerge. Pentru că a zis Domnul Iisus, împărăția lui Dumnezeu nu se ia așa la relaxare,
Și se începe să ia împărăția lui Dumnezeu cu năvală, cu alergătură. Și ăsta a început să alerge. Dar știți ce e interesant? Alerga pe drumul care știa că trece Iisus. Că mulți aleargă pe drumurile lor. Mulți aleargă și ei numai cred că trece Iisus. Ăsta știa sigur că trece Iisus pe acolo. Ăsta știa, de aia s-a dus pe acolo. Că nu vedeți diferența. Sunt oameni și suntem în locul acesta. De ce? Că știm că Domnul este aici. Și trebuia să spuneți toți amin. Domnul este aici. De aia căutăm pe Domnul în casa lui Dumnezeu. Că am simțit că Domnul e. Noi știm sigur. Am simțit de atâtea ori prezența lui Dumnezeu. Ne-am bucurat de atâtea ori în prezența lui Dumnezeu. Și pe noi nu te poate clinti să zic că nu te mai du, Domne. Când tu știi sigur că pe acolo trece Iisus. Că îți din ăștia care cred că Domnul trece pe toate străzile, nu? De aia e mor de bea de Paști. Și îl întreb, Domne, păi de ce ai băut atâta? Păi e sărbătoare, mă. E sărbătoare. El de sărbătoare bea. El crede că Dumnezeu are legătură cu sticla lui. El întreb, Domne, da de sărbătorile de iarnă, de ce ai băut? Domne, păi așa să bea, că sărbători, e nașterea Domnului, nu? Și el tătie pe toate drumurile, el crede că merge Iisus. Nu pe toate drumurile merge Domnul. Știi pe care drum merge Domnul? Pe drumul mântuirii. Domnul Iisus a zis, eu sunt calea, nu toate drumurile, eu sunt pe toate drumurile, nu? Nu, Domnul îi calea. Și știți ce e interesant? Am un cuvânt pentru cineva, nu știu pentru cine din locul acesta. Un mesaj din partea lui Dumnezeu. E vremea să grăbești pasul. Te-a așteptat Dumnezeu prea mult. E vremea să grăbești pasul. E vremea, ai venit destul. Ai văzut destul. Vine vremea când îl vei mai căuta pe Dumnezeu. Și el e trecut. Seara asta, când Zacheu, ziua când s-a întâlnit Zacheu cu Domnul, a știut că el trebuie să se grăbească. Vedea că Domnul trece și a zis, nu vreau să treacă fără să-L văd. Nu vreau să treacă fără să știu că e pe drumul pe care sunt eu. Nu știu pe ce drum ești, nu știu care e starea sufletului tău, dar vrea seara aceasta drumul tău să se întâlnească cu drumul lui Dumnezeu. Viața ta să fie schimbată de prezența lui Dumnezeu. De aceea în seara aceasta Dumnezeu te cheamă și îți spune, grăbește pasul. Spui, Domne, dar mai am vreme. Nu mai ai vreme. În mântuire, fiecare clipă contează. Fiecare clipă contează în mântuire. Multe lucruri le poți amâna, dar când e vorba de mântuire, când e vorba de întâlnirea cu Iisus Hristos, nu mai este timp de stat pe dreapta. Nu mai este timp de odihnă. Dacă întrebi oameni care s-au pocăit la finalul vieții sau la bătrânețe, știi ce spun cei mai mulți? Îmi pare rău că nu m-am grăbit. Îmi pare rău că n-am venit mai repede la pocăință. Îți spun din partea lui Dumnezeu, caută-L, dar grăbește pasul. Grăbește pasul întâlnirii cu Dumnezeu. Grăbește, vino, trage de fratele păstor mai repede cu botezul. Că nu știi clipa când vei pleca. Nu știi clipa când nu vei mai simți prezența lui Dumnezeu. Nu știi clipa când vei vedea că vii la casa lui Dumnezeu și tu nu simți nimic pentru Dumnezeu. Dacă în seara asta ești în locul acesta, îți spun cum avem noi cântarea, trece Iisus pe aici. Domnul este prezent în adunare, slăvit să fie Domnul. Și nu-i prezent că zicem noi, ci prezent pentru că te iubește. Și acolo unde Dumnezeu iubește omul, Dumnezeu se oprește în dreptul omului. Poate ești tânăr la balcon sau ești pe balcoanele laterale sau cineva în sală. Îți spun din partea lui Dumnezeu, grăbește pasul. De ce nu alergi? De ce? Ce te împiedică? Știți ce e interesant, frații mei? Ierihonul, ca și așezare geografică, era foarte aproape de Ierusalim și de Iordan. Ăstea trei, ca să țineți bine minte mai ușor, trei de ei, Iordan, Ierusalim și Ierihon. Erau foarte aproape. Și când ăstea trei sunt aproape, viața ta e haos. Viața omului e haos. Când e aproape de botez, e aproape și de biserică, dar e aproape și de Ierihon. Acolo e haos. Una, cel puțin, trebuie să plece. Ori Ierihonul te depărtează de botez, de Iordan și de Ierusalim, ori botezul, Iordanul și Ierusalimul te vor depărta de Ierihon. Știi ce spune Biblia? Că un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Deci era aproape. Nu a mers cu trăsura, zice să cobora. Era pe jos, era foarte aproape.
Știi de ce nu poți grăbi pasul în vremea aceasta? Știi de ce tot stai așa în cumpănă? Și deși Dumnezeu te cheamă, deși vezi că Dumnezeu se poartă bine cu viața ta, știi ce e problema? Ăstea trei sunt foarte aproape. Ești și cu Dumnezeu, vii și la biserică, ai vrea să te și botezi, dar nu poți renunța nici la Ierihon. Asta, viața lui Zacheu era desfășurată aici, aproape și de Ierihon. Cum ești, frate? Super, bine, bine. Când te botezi? Nu știu, deocamdată mai amânăm, am luat cererea, dar n-am adus. S-o zis azi dimineață, dacă ai luat-o, adu-o înapoi. Fă în seara aceasta și roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să faci ceva. Spune-i Domnului, Doamne, ajută-mă să mă rup de Ierihon. Ajută-mă să mă rup de lucrurile care mă despart de Ierusalim și de Iordan. Că dacă ăstea două reușesc să te rupă de Ierihon, viața ta se schimbă radical. Asta e problema. De ce nu poți grăbi pasul? Pentru că ești aproape și de una și de alta. Vii și la adunare, că azi dimineață te-ai rugat la rugăciunea de mărturisire, dar ai mai scăpat și o înjurătură. Te mai ceri și la amiază, te mai ceri și seara. Știi, ăstea sunt foarte aproape, sunt foarte aproape. Și una și alta. Nu știi când ești pocăit, când ești nepocăit, când ai vrea să te pocăiești, când ai vrea să mai rămâi la Ierihon. Dar uitați-vă, totdeauna când avem Ierihonul aproape de noi, știi ce aduce? Aduce în viață mulți tâlhari, care ne lasă fără lucruri de valoare. Zice că pe ăsta, după ce l-au bătut, l-au lăsat jos, l-au jefuit, i-au luat hainele de pe el, hainele totdeauna reprezintă demnitatea, că diavolul asta face. Când îl jefuiește prin un om, primul lucru ia demnitatea, să se simtă un mizerabil. Ăsta, Zacheu, tot încheia pe haine de firmă pe el. Era tot parfuma bine, arăta bine. Dar când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, nu știu care a fost poziția ochilor, nu știu dacă avea lacrimi în ochi, dar vă spun ceva. Când te simți murdar și când îl vezi pe el cât e decorat, n-ai cum să nu plângi înaintea lui. De aceea îți spun în seara aceasta, e o vreme în care Dumnezeu te cheamă, dar îți spune, nu veni oricum, grăbește-te. E vremea când ușa lui Dumnezeu îi deschisă. De aceea îți spun, fiecare clipă contează. Mi-ar place să spun că data viitoare o să mai ai timp să te pocăiești, dar nu știu dacă o să mai fie data viitoare. Al treilea lucru, ce-a făcut Zacheu de-o primi soluția? După ce-o grăbit pasul, zice cuvântul Domnului că a ajuns într-un dud, să-l vadă, că odată-te piedicile. O zi, Satana, tu ești mic, nu-i bai că am văzut un dud. Tu, e multă mulțime, nu-i bai că mă ridic deasupra lor și tot mă întâlnesc cu Domnul. Vreau să-l văd. Dar zice cuvântul Domnului că la momentul întâlnirii cu Domnul Iisus, Domnul îi spune ceva, îi zice, Zacheie, dă-te jos! Al treilea lucru ce l-a făcut Zacheu, în versetul 6 spune că s-a dat jos de grabă. S-a dat jos. Știți ce e interesant? Noi tot îi cerem lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne Tu. Știți ce e frumos? Domnul nu a zis, Zacheu, stai liniștit că te cobor eu. Vin eu. Nu a zis către ucenici, ajutați-mă să mă urc, să-l dau pe ăsta jos. Că de 20 de ani îl aștept. De 20 de ani mă te rog de el să coboare. S-a uitat Domnul și a zis, vrei mântuire? Da. Cobor singur. Doamne, dar nu pot. Nu, eu nu mă pot lăsa. Pot să te lași. Pot să renunți. De-aia i-a zis Domnul, renunță și vină jos. Și-a zis, noi ne tătă, frate, nu poate. El așa, mai lasă-l că vine la adunare. Stătea Domnul după el? Dacă el nu cobora? Că noi ne tăm milogim de unul. Băi, hai, frate, hai, te rugăm. Domnul nu se milogește. Cu autoritate dumnezeiască, i-a spus, dă-te jos. Și în momentul ăla s-a dat jos. A fost momentul când a trebuit să-și schimbe poziția față de Domnul Iisus și poziția față de cei din jur. El era sus? Nu vedeți că unii se pocăiesc greu sau nu se pocăiesc niciodată. De ce? Ei se văd foarte sus. Ei se văd foarte sus. Dacă ar putea, ar intra cu mașina în biserică. Că li s-ar merita, ar fi o imagine bună pentru ei. Nu li se merită să vină din parcare până în biserică. Ei sunt foarte sus. Unii sunt așa de sus că nici Dumnezeu nu-i la nivelul lor. Că Zacheu era sus și Domnul era jos. Și s-a uitat Domnul la el și a zis, Zacheu, dacă te dau jos, o să te doară. Câți n-au fost dați jos de Dumnezeu? După ce i-a tot chemat Dumnezeu la mântuire și a zis, coboară-te mă, că ai bani în buzunar, nu ți iau, nu pun mâna pe ei, că Zacheu ținea de sarsanalele cu bani, da? Și-a zis, nu-ți iau, să-i tăi, tată, nu te pun să-i dai la colectă, că unii zic, eu mă bugăiesc, dar ăștia mă golesc de bani. Nu te golește nimeni, stai liniștit,
Că te golești tu singur când te întorci la Dumnezeu. Nu-ți bagă nimeni mâna în buzunar. Și a zis Domnul către el, coboară, coboară. Sunt oameni care n-or coborât ani de zile. Știi cum i-a coborât? Încercarea. S-a rupt craca cu ei. S-a rupt dudul ăla cu ei. Domne, s-a rupt. Ori trecut printr-o încercare și ori coborât. Dar spun ceva, numai bine te cobori în binecuvântare. Numai bine te întorci la Dumnezeu când casa e casă, când masa e masă, când familia e familie, când ai bănuți un buzunar, când ești sănătos. De ce să te cobori brusc? Să zici, frate, când îi botezul repede că-s pe moarte? De ce? Atunci ai momentul? Atunci trebuie să te cobori? Nu! Acum vreo două săptămâni am fost la o evanghelizare și într-o biserică mai micuță de vreo 100 de persoane. La balcon, exact pe grinda balconului, stăteau doi bărbați îmbrăcați în negru. Se vedea după cum arătau că ori trecut printr-o traumă, în doliu, erau îmbrăcați în negri, dar erau și foarte triști. Unul din ei, toată slujba și la cântare, stătea cu podul palmei la ochi, nu la față, la ochi. Nu mă plângea, un bărbat foarte puternic. În timpul predicii se ștergea, iară să mai uita, dar numai cu ochii în podul palmei. L-am văzut acolo că era foarte ușor de remarcat și statura l-ajuta și tristețea de pe el. Și îl întreb fratele păstor de acolo, zic, frate, cine-s oamenii ăia ce-or stat acolo? Și îmi zice, unul din ei, ăla ce era cu mâinile la ochi, zice, și-o îngropat băiatul de vreo 20 de ani, acum două săptămâni. Zice, singurul băiat și l-a îngropat acum două săptămâni. Și zice, noi l-am îngropat, noi de la adunare. Și am zis, zic, dar ei cum îți pocăiți? Zice, îți pocăiți, dar n-or mai fost de 10 ani la adunare. De 10 ani de zile n-or mai fost la adunare. Și zic, și de când l-a murit copilul, cum îs? Zice, din ziua aia, în fiecare zi la adunare, nelipsiți de la casa lui Dumnezeu, m-a apucat mila de familia aceasta. Și ce am zis? Ai avut copilul în viață și Dumnezeu striga după tine. Dumnezeu trecea prin dreptul tău și striga, dă-te jos. Nu, că tu ești cu bani, tu ești cu relație, mai ai timp, 10 ani. Credeți că n-au trimis Dumnezeu semnale peste ei, că erau din familii de pocăiți, dar erau cu avuțiile. N-aveau timp de Dumnezeu. Nu vedeți că la unii, ca să ne mai coborâm, să ne întoarcem la Dumnezeu, mai trebuie să bage Dumnezeu firezul să ne taie craca. Să știm să ne mai întoarcem la Dumnezeu, să ne mai coborâm din aerele noastre, din gândurile noastre, să ne mai smerim înaintea lui Dumnezeu. Dar știi ce e cel mai frumos? Să te cobori la glasul lui Dumnezeu, să simți că Dumnezeu îți vorbește și zici, Doamne, nu trebuie să faci nimic, ți-am auzit glasul, mă întorc de dragul tău, de dragul că ai trecut prin dreptul meu, de aia mă întorc la tine. Zacheu s-o dat jos la cuvântul lui Dumnezeu, nu a așteptat mari invitații, nu a așteptat mari rugăminți. Vă aduceți aminte din Vechiul Testament, Mefiboșet spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a strigat într-o zi David, împăratul David, și-a zis, dacă mai este cineva din casa lui Saul, să mă porc cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și vine Țiba și îi spune, da, este unul, îi nepotul lui Saul, fiul lui Ionatan. Îi zice, numai ăsta-i cu handicapurile lui, e o loc de picioare. Și ce-a zis? Chemați-l. Cum, David, nu te duci tu după Mefiboset? Du-te după el. O zis David, nu, chemați-l. Cât, indiferent cât ești de slab, și câte handicapuri spirituale ai în viață. Îți spun ceva, când Dumnezeu te cheamă, trebuie să vii. Când Dumnezeu te strigă, trebuie să te cobori. Nu o zici, mă, stai cu dizabilități. Cumva, nu, mai bine mă duc să-l aduc eu în brațe. Nu, o zici, cum îi dă slab, cum îi dă rău, dar trebuie să vină la mine. Îți spun ceva din partea lui Dumnezeu. Tu trebuie să te întorci la Dumnezeu, la vocea lui Dumnezeu. Tu trebuie să intri în apa botezului pentru că Dumnezeu te iubește. Și în dragoste l-a chemat pe Zacheu și-a arătat dragostea. Dragostea lui Dumnezeu e scara pe care coborâm în apa botezului. Când își arată Dumnezeu dragostea față de noi, noi ne coborâm din stările noastre și ne împăcăm cu Dumnezeu. Să-și mai întinde Domnul scara dragostei Lui peste noi, în locul acesta, și să fii primul, și să fiu primul care să cobor spre binecuvântarea lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului! Și al patrulea lucru, Zacheu a mai făcut ceva. Știți ce spune cuvântul Domnului? O primi soluția. De el o trebuie să facă lucrurile astea. Al patrulea lucru, l-o primi cu bucurie.
Spune cuvântul Domnului aici în versetul 6, Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Dar nu ca pe un oaspete, l-a primit ca stăpân, ca mântuitor, că mulți au nevoie de Iisus așa ca oaspete, să-i mai vindece, să-i mai împingă, să-i mai aducă nevasta, copiii, așa un fel de taxiu. Noi să comandăm și el să te vină să ne aducă. Nu, Zacheu l-a primit în viață ca stăpân. Și ascultați, înainte să intre Iisus în casă, o intrat în inimă. Că dacă intra în casă și aducea mântuire în casă, tare greu aducea mântuire și în inimă. Dar au zis, nu, înainte să intru în casă, zice că acolo s-o dat jos și l-a primit cu bucurie. Unde e acolo jos? L-a primit întâi în inimă și după aia l-a primit în casă. Pentru că sunt foarte mulți care îl primesc pe Domnul în casă. Să o schimbe pe soacră sa, să-i schimbe viața nevestei sale, să-l schimbe pe bărbatul său, să-i transforme pe alții. Tă pe alții să-i transforme. Dar au zis, Domnul, nu intru în casă la tine până nu te schimba cei pe tine. După aceea facem schimburile celelalte. După aia intru în casă. După aia aduc mântuire peste casa ta. Dar întâi trebuie să aduc mântuire în sufletul tău. În seara aceasta. Nu-L chema pe Domnul în casa ta până nu-L chemi în inima ta. Spune-i Domnului, Doamne, dacă ești aici, vreau eu personal să mă întâlnesc cu tine. Și după aceea am nevoie de anumite schimbări în casă. Vedeți, Zacheu a venit în vremea aceea la Domnul, a venit cu credință. El nu a venit cu mofturi. Știți ce moft a avut? Un moft foarte simplu, dacă îl putem numi moft. El a venit cu dorința numai să-l vadă. O zis, vreau numai să-l văd, vreau să-l aud cum vorbește. Vreau să-l aud cum se comportă. Vreau numai să-l văd. Și știți ce a făcut Domnul? S-a uitat spre el și i-a adus mântuire. Pentru că el a venit simplu și a zis, nu merit să mă apropii de el, de aia mă urc acolo. Să stau, numai vreau să-l văd. Nu vedeți că noi suntem prea mofturoși? Tă cu condiții. Dacă mă vindecă, mă pocăiesc, dacă... Tă, astea-s mofturile noastre. Dacă îmi dă, o să fac, dacă. Niciun dacă la Zacheu. Niciun dacă. O venit cu inima sinceră. Și o venit să o așezat acolo. Și-a zis, vreau numai un singur lucru, vreau numai să-l văd. Și știți ce s-a întâmplat? În momentul când credința se unește cu dragostea pentru Dumnezeu, Dumnezeu declanșează minunea în viața omului, Dumnezeu declanșează binecuvântarea. În inima lui era dragostea pentru Dumnezeu, pentru Domnul Iisus, dorea să-l vadă. În momentul acela a început inima lui să se umple de credință, credea că trece pe acolo. Și în momentul acela Domnul declanșează binecuvântarea în viața lui Zacheu. Uitați-vă, când îl primești cu bucurie pe Dumnezeu, eu nu știu, mă tă gândesc, oare ăștia care n-au bucurie, Domne, care ei nu se bucură nici la cor, nici la fanfară, nici la predică, ei țepeni, oare ăștia chiar l-au primit pe Domnul? Dar nu răspundeți. Oare chiar l-au primit pe Domnul? Că zice că ăsta l-au primit pe Domnul cu bucurie. Semnul că l-ai primit pe Domnul. E bucuria trăirii lângă Domnul. Ăsta-i semnul, zice că l-a primit și era bucuros. Gândiți-vă ce transformări a făcut Domnul în el. Ăsta era un lacom. Era toată viața lui, ținea de pungă, ținea de și de punga lui altul, de toate pungile ținea. Și s-a întâlnit cu Domnul. Și Domnul îi transformă viața, dintr-un lacom îl face un fiu al lui Avram. Și zice, Domnul, eu nu dau cu piatra în tine. Eu am venit să te schimb. Domnul nu i-a zis nimic de bani. Că asta e mântuirea când o primim în viața noastră. Mântuirea lui Dumnezeu lucrează în viața noastră, lucrează în sufletul nostru, o lucrat în viața lui Zacheu. Nimeni nu i-a zis de bani să zică, bă, nu, dai banii înapoi, hai că ai înșelat. Poate... Nu, el a știut când Dumnezeu a lăsat mântuirea în viața lui. El a crezut că Dumnezeu l-a iertat și știi ce a făcut? S-a schimbat total, radical. Tot ce-o ținut pentru el, o dat la alții. O zis, jumătate din avere, o dau săracilor. Și jumătatea aia la alta, ai fi zis, o țin pentru mine. Nu, din jumătatea aia la alta, o început să dea pe cine o năpăstuit. Și o zis așa, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi cu dobândă. El era până atunci, el dădea banii cu dobândă, lua dobândă. O zis, nu, dacă m-am întors la Dumnezeu, eu le dau ceea ce trebuia să fie în plus acolo, pentru că le-am luat bani. Vedeți, asta e schimbarea care o face numai Duhul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate dintr-un lacom să-l facă un om darnic. Numai dacă intervine Dumnezeu.
Când ne dăm, putem ruga unii de alții să mai dăm, să mai ne deschidem. Nu, până nu-i deschisă inima, până nu-i curată inima, nu se deschide nici buzunarul, nu se deschide nici urechea, ți se pare că predicile sunt pentru alții. Dar când intră Dumnezeu în viața omului, știi ce se întâmplă? Totul se schimbă radical. Se schimbă radical în viața, în viața lui Zacheu și în viața noastră. Vreau să închei și să vă spun, cel mai mare pericol când Dumnezeu te cheamă, Zacheu avea un pericol, care o știu să-l treacă foarte rapid. Știți că sunt mulți care sunt împiedicați în pericolul acesta? Știți care e cel mai mare pericol în calea mântuirii? Amânarea. Amânarea. Dom'le, ai auzit cuvântul, ți-a plăcut, ai fost impresionat. Dar știi ce vine diavolul? Dacă nu te-o prins cu metru, cu binoclu, cu ce am zis mai înainte, știi cu ce vine și îți spune, da, ți-a plăcut, dar nu acum. Lasă pe data viitoare. Lasă pe anul viitor că faci 70 de ani în cap, ți-ai trăit viața și la 70 știi că te-ai pocăit. Te pocăiești la 69. Unde ai pomenit? Așa, la sumă rotundă. Te tot amână, te tot amână. Știți ce spune cuvântul Domnului în Cartea Evrei, capitolul 4, cu versetul 7? Spune Dumnezeu ceva acolo, că noi nu trebuie să amânăm, noi dacă e clipa potrivită, clipa care o pregătește Dumnezeu. Și spune așa, El hotărăște din nou o zi. Care-i ziua aia? Astăzi era ultima zi când trecea Domnul prin Ierihon. Poate pentru cineva e ultima zi când trece Domnul prin Elim. E ultima predică care o poți asculta. E ultima cântare care ai putut-o cânta. Și zice Domnul, spune astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu te împiedica cu amânarea, nu-ți împietri inima. Să spui, mi-a plăcut, dar nu pot, încă mai am lucruri de rezolvat. Pentru că să știți, Dumnezeu este Cel care dă ultima șansă. Dumnezeu are multe șanse. Dar știi ce-i baiul? Dumnezeu are și ultima șansă. Pentru Zacheu a fost ultima șansă. Pentru tânărul bogat a fost tot ultima șansă. Unul pleacă nefericit, deși a venit fericit. Fericit să câștige. Și a plecat trist. Și unul vine trist și pleacă plin de bucurie. De tânărul bogat nu mai știm nimic. Uitați-vă toată istoria lui Zacheu, cum se ridică, îi ridică Dumnezeu viața. De ce? Pentru că Iisus, întotdeauna când se apropie de om, îi știe numele. Îi știe numele. Nimeni nu l-a informat cum îl cheamă pe Zacheu. Pentru că Domnul știa numele. Cum, Domne, în 2000 de oameni aici să-ți știe Dumnezeu numele? Știi că Dumnezeu te cunoaște pe nume. Pentru că Dumnezeu iubește ființa ta. Dumnezeu n-are nevoie să-i spună cineva cum te cheamă. De-aia ne rugăm toți în comun. Că Dumnezeu ne ascultă pe toți odată. Dumnezeu ne cunoaște pe toți deodată. Ne știe numele la fiecare. Eu știu numele la Zacheu. Dar eu știu și mizeria, că de aia îi oferă șansa mântuirii. Îi oferă șansa mântuirii pentru că îi cunoștea mizeria, aia care nu vrea să o arate la nimeni. Domnul îi cunoaște și deznădejdea. Îi cunoaște Domnul deznădejdea. Se simțea amărât, se simțea trist, se simțea apăsat. Și știi ce face? Domnul ia apărarea. Domnul ia apărarea lui Zacheu. Când toți zicea, uite, o intra să mănânce la un păcătos, la un vameș. Știi ce o zis? Ăsta nu mai e vameș. Ăsta nu mai e un om plin de păcate. Ăsta e un fiu al lui Avram. Știi ce ar vrea să spună Domnul de tine în seara aceasta? Să spună Domnul de noi, de fiecare, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă de Zacheu a zis, ăsta e un fiu al lui Avram, ăsta e din poporul Israel, de tine și de mine să zică că suntem copii de Dumnezeu. Într-o zi, și cu asta închei, vin fariseii, oamenii cu o femeie prinsă în prea curvie la Domnul. Și spune, ce o porunci legea să facem cu femeia aceasta? Toți erau cu pietrele în mână. Toți erau cu pietrele în mână. Erau cu ea acolo în față. Și se uită Domnul la ea și știi ce spune? Zice că s-a uitat și le-a zis așa, cine-i fără păcat să arunce primul cu piatra. Nimeni nu a avut curajul să arunce primul cu piatra. Nu a aruncat nimeni. Și spune Biblia așa, în Ioan 8, că Domnul s-a plecat și a început să scrie pe pământ. Tare, curios, ce-o fi scris Domnul? Îs două teorii ce-o fi scris Domnul acolo. Unii spun că le-o scris Domnul acolo păcatele lor, de-aia te scria. Ion are asta, când a auzit Ion că are asta, a lăsat piatra și a plecat. Când a auzit ălalalt, așa spune, a început să le scrie că ăștia vedeau păcatele ei și Domnul vedea păcatele lor. Și a început să le scrie. O altă teorie spune că ar fi scris numele celor care ar fi trecut pe la femeia asta. Și atunci când s-au văzut,
acolo scris pe tabel, o zis, nu mai vrem să dăm cu piatra. Nu mai dați, mă. Nu mai, mulțumim. Și se uită Domnul la femeia asta și îi spune, unde sunt piureșii tăi, unde-s pietrele? O zis, nimeni n-o dat cu piatra. De ce? Că tu mi-ai luat apărarea. Că tu ai știut ce să scrii în dreptul meu. Tu ai știut să mă ierți. Tu ai știut să mă primești, deși nu meritam să fiu iertată. Îți spun în seara asta, Domnul te cunoaște. Îți cunoaște apăsarea sufletului tău. Îți cunoaște durerea inimii tale. Și știi ce scrie Domnul în dreptul tău? Apărare. Dumnezeu vrea să apere ființa ta. Dumnezeu vrea să o ridice din mizerie, din păcat. Și îmi doresc în seara asta fiecare suflet să fie ridicat de Dumnezeu, să fie eliberat de Dumnezeu și să plecăm din locul acesta mântuiți și plini de bucurie. Amin.